Sub influența Occidentului, în România comunistă, Timișoara făcea notă discordantă prin cultura de avangardă, o alternativă și totodată o rezistență la îndoctrinarea tipică perioadei. Mișcarea prin care oamenii gustau libertatea a fost rememorată în expoziția Fenomenul Timișoara 1965-1989. O colecție cu peste 200 de fotografii, afișe, viniluri și reviste evocă acest aer de liberalism al Timișoarei de atunci. A fost o perioadă pe care trebuie să o nuanțăm. Pentru că dacă spunem că au fost doar vremuri frumoase, lumea crede că ne pare rău după o perioadă în care am fost privați de o mulțime de lucruri și exista o presiune extraordinară. Și am spus asta și o repet. Au fost vremuri în care mi-au plăcut de prietenii mei de atunci, pentru că arta cea mai importantă, cea mai frumoasă pe care am practicat-o în timpul ceaușismului a fost prietenia. Prin prietenie împărtășeam muzică, filme, amintiri, jocuri și tot felul de lucruri în care ne refugiam. Timișoara a fost orașul formației Phoenix, cea mai îndrăzneață și populară trupă din țară, în jurul căreia se țesea ca o pânză de păianjen o rețea de peste 200 de tineri. Muzica, teatrul, artele plastice au fost între primele preferințe ale tinerilor, căci puteau deschide noi orizonturi de exprimare. Existau cenacluri literare, teatre în mai multe limbi, pe scena cărora tinerii se manifestau, iar în 1957 s-a înființat cineclubul CFR Timișoara, primul cu producții proprii de amatori, o premieră pe plan național. Artiștii plastici au format primele grupuri conceptuale din țară și au impus la Timișoara un învățământ de artă experimental. De asemenea, anunțul "Aici, Europa liberă" a fost auzit de aproape toți timișorenii, iar în parcuri se cântau ultimele hituri auzite la Radio Luxemburg. Timișoara s-a distins tocmai prin această alteritate conferită de preluarea unor influențe occidentale, dar o preluare printr-un filtru original. Și acest filtru original vine din specificul, să zic așa, etnic al orașului. Pentru că știm, aici, pe parcursul veacurilor și mai ales în perioada aceea, după al doilea război mondial, a fost un amestec cultural și etnic care a fost benefic pentru toți. Și pentru populația majoritară, dar și pentru minoritarii care trăiau aici. Și acest lucru s-a oglindit mai ales în cultură. Când a venit după 1950, perioada aceea de proletcultism, de ideologie forțată care s-a introdus pe toate canalele posibile, începând de la școală, apoi la învățământul superior, în cadrul organizațiilor sindicale, din întreprinderi, în cluburile muncitorești, peste tot era ideologie. Și peste tot lumea încerca să găsească o alternativă. Și până la urmă au găsit-o. Au găsit-o tocmai prin cultură. A făcut această diferență, conectarea cu ceea ce se întâmplă, cu tendințele din lume. A fost acel val de entuziasm și de manifestare a tinerilor pornit încă din anii 50 în Statele Unite ale Americii cu rock and roll-ul. După aceea a fost mișcarea hippie, flower power în anii 60. Au fost mișcările studențești din 1968, protestele împotriva războiului din Vietnam, apoi manifestările studenților din Europa, din Paris și chiar mai aproape de noi, de la Budapesta, de la Belgrad, în care studenții pur și simplu au ocupat facultățile și străzile și nu a fost o situație foarte ușoară pentru cei care țineau sub control societatea.
existau spectacole de teatru excepționale. Existau unele filme care, cu câteva excepții de cenzură, să zic așa, de cadre tăiate, erau adevărate, să spun, prilejuri de bucurie estetică. Timișoara a fost atunci, și mă refer între anii 1969-70 până în 1989, un loc în care filmul de amatori a fost un fel de meca, pentru filmul de amator un fel de meca, Sandu Dragoș alături de apoi Bebe Costinaș, Lucian Unica. Filmele erau realizate, cum să zic, nu în proiect, gen proiecte cum se face astăzi, ci pur și simplu cineva venea cu o idee, se discuta în colectivul respectiv, dacă se aproba, omul trecea la treabă, asta însemnând că trebuia să-și aleagă actorii, trebuia să-și aleagă operatorul, cine făcea montajul, eventual lucrările de laborator și sunetul. Și toată lumea făcea cu mare bucurie și participa la acest gen de filme. Când filmul era gata, era proiectat și erau alte discuții în club. A fost o mare șansă pentru noi, cei care am fost membrii cineclubului, și îi datorăm acest lucru celui care l-a înființat, pe nume Sandu Dragoș. Este primul cineclub de producție din România, creat în anii 50, deci într-o vreme în care lucrurile mergeau în cu tot o altă direcție, dar noi am beneficiat acolo de libertate. De față este actorul. Haide, Vasile Moisele. A fost o lume, o lume care se termină. Am beneficiat de un noroc extraordinar, că am întâlnit oameni cu care am putut să facem asemenea lucruri. Era o vreme în care limbajul imagistic nu prea era studiat, nu prea era cunoscut. La liceu, în școală, se studia limbajul literar, vorbeam despre metafora literară, dar nu vorbeam despre metafora cinematografică. Ei, treaba asta s-a făcut la Cineclubul CFR, unde am avut ocazia să întâlnim oameni care erau foarte, cum să zic, atașați de acest lucru. Gândiți-vă că am avut ocazia să stăm până noaptea la 2-3 noaptea cu Liviu Ciulei, cu Andrei Blaier și cu alți mari oameni de film din România. Pentru noi, pentru Timișoara, asta a fost ceva deosebit. Thank you.
Atunci când spunem că s-a făcut dizidență, mi se pare că este o minciună. Nu s-a făcut dizidență, s-a făcut o contracultură. S-a încercat să intrăm în normalitate, pentru că tot ceea ce am trăit atunci prin literatură, prin filmele pe care le vedeam, televiziunea sârbă a fost un loc minunat. Și Mimo Obradov aici aduce în expoziție și o serie de elemente legate de muzica pe care noi ascultam atunci, de la Radio Novi Sad, Sâmbătă pe Unda Medie, Minimax și așa mai departe. A fost epoca Cenacului Pavel Dan de la Casa Studenților sau a Forumului Studențesc. A fost dulapul lui Bebe Costinaș, care era un fel de loc underground. A fost muzica Phoenixilor, a fost muzica celor de la Promuzica, Progresiv TM și așa mai departe. A fost o atmosferă în care teatrul de pildă și mișcarea de studențească de teatru de la Lelu Bihoi până la Țache, până la personajele care au animat mișcarea artistică de amatori, însemna întâlnirea cu un teatru autentic care nu se putea vedea pe scenele, să zic așa, mari, oficiale. Având în vedere că am trăit acele vremuri și chiar am trăit în mijlocul acestui fenomen al culturii alternative, pot să spun că nu a fost o frondă deschisă, nu a fost o opoziție la sistem, pentru că eram conștienți că nu era posibil așa ceva dacă vocea ta se auzea prea tare sau dacă manifestările, dacă gesturile tale supărau și ofensau autoritatea, era clar că a doua zi ți se va tăia, să zic așa, microfonul sau altceva, adică vei dispărea și nu vei mai avea posibilitatea să te manifesti. Și atunci noi am ales o formă de rezistență mai voalată. Adică ne întâlneam, discutam despre muzică, despre literatură, despre artă, schimbam reviste, discuri, cărți, circulau din mână în mână. Știu că așa am învățat practic să citesc în engleză. O carte, On the Road, a lui Jack Kerouac, practic întemeitorul mișcării literare Beat din Statele Unite, am avut o săptămână și a trebuit să învăț engleza ca să o citesc, era în engleză. Riders on the Storm. Paradoxul a fost că, de pildă, unii dintre cei care contribuiau la cultura underground făceau parte din aparatul de propagandă. Mă refer, de pildă, la Marchiș, care lucra și la Comitetul de Cultură, dar în același timp era un animator al discotecilor. Au fost personaje care, de asemenea, Jarko Nixić, de pildă, nu mai este pronunțat numele lui, dar îl găsim pe Facebook, era un personaj care aducea din Serbia sau făcea rost de discuri extraordinare, de cărți extraordinare, era o sursă inepuizabilă de cultură. De ce? Pentru că am spus lucrul ăsta și continuu să cred, cultura pentru noi a fost salvarea sau medicamentul care ne-a ferit de schizofrenia de atunci.
Ați venit la acest eveniment care evocă acele vremuri pe care dumneavoastră le-ați trăit și n-ați venit cu mâna goală, cum se zice în Banat, ci ați venit cu ceva în buzunar. Da, am venit cu ceva în buzunar, ceva ce mă reprezintă anii 70. Acesta eram eu, la 18 ani. Acum vremea a trecut, dar să revenim la poveste. Aveați freza lui Jimi Hendrix. Da, aveam freza lui Jimi Hendrix și oarecum eram fan Jimi Hendrix, Janis Joplin. Erau alte vremuri, erau vremuri care din păcate au apus, dar ele au fost de mare importanță pentru zona aceasta a Banatului, având în vedere că tot timpul se spunea că Timișoara este mica Viena, ceea ce pe de o parte este adevărat, dar în influența muzicală, influența din afară a fost foarte benefică pentru această zonă. Era o generație extraordinară, unită, o generație care se regăsește și acum doar în amintiri. Cei care le-au trăit își aduc aminte cu plăcere de acele vremuri, pentru că atunci, contrar celor voite sau nevoite, lumea se simțea foarte bine, era închegată, dansa, erau glume, a apărut Cenaclu Flacăra ulterior, lumea s-a îndreptat în acea zonă, alții au rămas pe muzica veche. Au fost diverse situații în care tineretul a știut să se distreze și avea și de unde. Avea un bogat material muzical din care putea să se putea să regăsească. La vremea respectivă, din păcate, nu existau formații live. Pe vremea aceea aducea cineva un magnetofon, aducea cineva un castofon, erau casete, erau benzi magnetice, după care se asculta și se dansa. Probleme cu miliția ați avut? Da, din păcate, din cauza părului eram vânați. Eram vânați și dacă cineva cădea în mâinile lor, eram tunși la zero. Putem să mai vedem o dată fotografia? Bineînțeles. Aceasta este și eu, ca noroc, n-am avut ghinionul pentru că am avut picioare lungi și am putut să fug de ei. Și în alt buzunar aveți altă hârtie, vremuri. Am o melodie dragă mie, Hei tramvai. Vă pot cânta un pic ca să vă dați seama că îmi place. Hei tramvai, cu etaj și tras de cai. Hei joben, ce umblai la Mon Jardin. Hei bunic, cu monoclu erai chic. Hei, can-can, cu picioarele în tavan. Poate-a fost la timpul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da-da, da-da. Fiecare om începe cu ceva în cariera lui. Toți când am fost copii, cel puțin când eram eu copil, aveam, cred că, 4-5 ani și fredonam toți, Hei tramvai, așa că, da, de ce nu? A fost chiar un... E chiar și acum o melodie frumoasă, e chiar un hit și chiar poate fi transformat într-un nou hit. Hei, precoci, cu pantaloni strâns și săioși. Personal am cunoscut pe Camo, care stătea pe tramvai acolo în videoclipul cu... și am multe amintiri cu el, m-a învățat chiar și niște acorduri pe gitară. Și Phoenix se cânta și la Iarbă Verde când eram adolescent. Erau promuzica, îi aveam pe cei de la Autostop, îi aveam pe cei de la Metamorf. Deci era o efervescență culturală de... aveam celelalte cuvinte, aveam după aceea, mai târziu a apărut Cargo, deci aveam pe cei, Phoenix i-au plecat în 1977, dar
legendară a lor plecare. Dar am avut întotdeauna o pepinieră bună aici la Timișoara și încă mai avem. Deci încă mai avem, doar că e mai greu să, e mai greu să-i vezi. Dar avem o pepinieră foarte bună și avem muzicieni foarte buni și am avut și atunci. Să te duci la un concert la vremea respectivă, când te duceai la... Uitați-vă doar la fotografii. Este exact cum a fost. Deci lumea era ca la Woodstock, ca să zic așa. Deci fiecare concert era un Woodstock în sine. Și nu pot să compar. Deci n-am văzut așa ceva astăzi. Adică lumea merge la festivaluri, se bucură, se distrează, se... Dar ca atunci era cu totul altceva. Se consuma cultură. Înainte de a face un proiect despre Timișoara, capitală culturală, care să fie arătat străinilor, eu cred că Timișoara are un deficit de cunoaștere pentru cetățeanul obișnuit în ceea ce privește propria ei istorie recentă culturală. Sunt personalități ale lumii culturale și ale lumii științifice uriașe, despre care nu se știe aproape nimic și care au căzut în uitare. Din păcate, eu mis bănățean, dar cred că bănățenii nu au un foarte bun exercițiu al memoriei. Sunt oameni și de la lucrurile pe care le-am povestit aici până la muzicieni extraordinari care ar trebui să se știe că provin din Banat. Numai numele, de pildă, ca să vină la repezeală, numele lui Vasile Șirli, care a însemnat, mi se pare, peste 15 ani, a fost director muzical al Disney Europa și care a fost unul dintre cei mai mari muzicieni. La 33 de ani era directorul Electrecord. Nu este îndeajuns cunoscut. Cum să pornești la drum cu niște spectacole sau cu niște evenimente care se sting și care au durata unei efemeride? Aceste lucruri trebuie să facă parte din istoria noastră obișnuită de fiecare zi.